O primă coloană formată din credincioși și preoți a plecat de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și s-a întâlnit la baza dealului Patriarhiei cu a doua coloană, care a purtat moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie. Apoi toți credincioși și participanții la procesiune au urcat spre Catedrala Patriarhală împreună cu delegația din Grecia, care a adus un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, unul dintre cei mai mari teologi ai Ortodoxiei din secolul al XIV-lea. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, dar și Sfântul Ierarh Grigorie Palama, ale cărui moaște au fost aduse spre închinare și binecuvântare, ne unesc într-o comuniune tot mai profundă, învățând de la aceștia atât puterea rugăciunii în singurătate, cât și a rugăciunii în viața de familie. În acest moment, rândul de pelerini se întinde pe o distanță de peste 300 de metri, iar primii credincioși care au intrat în baldachin pentru a atinge raclele cu Sfintele Moaște au așteptat în jur de 7 ore. Când este dragoste pentru Sfinți și pentru Domnul Iisus, nu ne doare picioarele. Nu am simțit. Și am probleme cu coloana, am probleme cu picioarele. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu, credința în Dumnezeu întărește pe om. Anul acesta, numărul pelerinilor ar putea fi mult mai mare în comparație cu alți ani, spun reprezentanții Patriarhiei. Acest număr sporit de credincioși ar putea veni și pentru că ne confruntăm în cadrul social, așa cum știți, cu probleme care ne frământă pe toți, care ne afectează pe toți, de la consecințele războiului până la efectele lui economice și care au impact și reverberație într-un plan al suferinței omenești. E firesc ca oamenii să vină să-și încredințeze cumva poverile unor sfinți în care cred, pe care îi iubesc. Sărbătoarea principală va avea loc joi 27 octombrie, în ziua Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul capitalei, iar pelerinajul se va încheia o zi mai târziu.